Potrivit istoricilor, începutul epocii pedepsei capitale în Moldova sovietică are ca punct de pornire instituirea dictaturii comuniste în Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, înființată în stânga Nistrului la 12 octombrie 1924. În această entitate pseudo-statală moldovenească, sovieticii au instituit și legislația unională, care prevedea pedeapsa cu moartea ca măsură excepțională. Cert este că, din 1927, odată cu intrarea în vigoare a noului cod penal unional, în REA SSM cu pedeapsa capitală erau sancționate 10 de infracțiuni și crime grave. Paradoxal, dar majoritatea celor condamnați la moarte nu erau ucigași, contrabandiști sau bandiți. Au fost omorâți mii de oameni absolut nevinovați. Ion Varta, istoric, director general al Serviciului de Stat de Arhivă, membru al Comisiei pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist Totalitar din Republica Moldova. Potrivit istoricilor, la fel ca și în toată Uniunea Sovietică din acea perioadă, în autonomia moldovenească, asasinatele legalizate au fost transformate de Stalin într-un instrument de lichidare a oponenților politici și a așa-numiților dușmani ai statului sovietic și ai poporului. Cel mai elocvent exemplu în acest sens este perioada anilor 1937-1938. În acest spațiu, ca și în tot spațiul fostei Uniuni Sovietice, a fost declanșată mare teroare, răfuiala cu mai multe categorii de elemente contrarevoluționare, antisovietice. Cota stabilită de organele centrale de represiune pentru Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească era de 200 de persoane. Cifră, nu știu, exactă, nici mai mult, nici mai puțin. Deci atâta trebuia să fie împușcați în perioada Marii Terori în autonomie moldovenească. Se pare însă că acoliții lui Stalin din stânga Nistrului au alte calcule în această privință. Au fost omorâți peste 9.000, după unele evaluări aproximative. Este vorba de o cifră absolut șocantă. Pentru o republică autonomă care număra ceva mai mult de jumătate de milion de locuitori, iată că s-au înregistrat pierderi uriașe. Pare greu de imaginat, dar majoritatea celor condamnați la moarte erau intelectuali, meșteșugari sau țărani și au fost lipsiți de viață fără nicio vină. Dovada acestui fapt, spun istoricii, sunt mai multe documente desecretizate în anul 2010. Iată doar un singur caz. Un biet țăran este interceptat de grăniceri sovietici că discută pe malul stâng al Nistrului cu fiul lui care s-a căsătorit cu o basarabeancă. Și îl întreabă dacă îi sunt sănătoși nepoții, dacă a fătat vaca, lucruri banale, prozaice. În momentul acesta este interceptat de echipa de grăniceri sovietici, este dus la pichet, îi se instrumentează rapid o anchetă, în baza anchetei se intentează dosarul penal și în cele din urmă se constată că el de fapt era spion român și comunica date secrete celui care îl avea ca partener complice pe malul drept. În felul ăsta omul este adus în fața călăului și este executat. După anexarea Basarabiei în 1940, sovieticii au transplantat sancțiunile cu pedeapsă capitală și în dreapta Nistrului. În lipsa unor procese echitabile, sub țeava pistoalelor călăilor sovietici, au murit doar în primul an de sovietizare cel puțin 100 de persoane. Execuțiile aveau loc chiar în sediile NKVD-ului, unde erau pronunțate și sentințele de condamnare. Un astfel de sediu a funcționat în perioada 1940-1941 pe teritoriul fostului consulat al Italiei, care se află în spatele actualului sediu al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Acolo au fost depistate în iulie-august 41 grupele comune unde au fost aruncați cei care au fost executați de către sovietici cu același procedeu ticălos, cu un glonte la ceafă și mare majoritatea victimelor erau legate cu sârmă din pate, cu mâinile la spate și aruncați în grupele cu vară. Și atunci au fost exhumate câteva sute de victime. Astăzi, pe locul fostului sediu al NKVD-ului din Chișinău, unde au fost masacrați sute de așa-numiți inamici ai regimului sovietic, se înalță o piatră comemorativă, pe care este gravată și o inscripție. Trecătorule, pleacă-ți fruntea într-o cinstirea memoriei basarabenilor masacrați aici de călăii bolșevici în iunie 1940, iulie 1941.
Potrivit istoricilor, sentințe de condamnare la moarte au fost pronunțate și puse în aplicare și în zona străzii Grenoble, din capitală, unde ar fi existat un fel de izolator secret al NKVD. În 2008, pe acest teritoriu a început construcția mai multor blocuri pentru angajații Serviciului de Informații și Securitate. Din 1944 și până în 1953, în subsolurile acestui izolator secret, și-au găsit sfârșitul cel puțin 300 de oameni. Majoritatea victimelor au fost condamnate la pedeapsa capitală pentru trădare de patrie sau spionaj. Pedeapsa cu moartea nu a fost anulată în Uniunea Sovietică nici după moartea lui Stalin. Însă, în perioada post-stalinistă, oamenii nu mai erau executați pe principii de clasă, etnie sau pentru gândire liberă. În anul 1961, pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, intră în vigoare un nou cod penal elaborat în concordanță cu legislația unională, care prevedea pedeapsa capitală pentru 31 de infracțiuni, printre care trădare de patrie, spionaj, terorism, omor premeditat săvârșit cu circumstanțe agravante, sustragerea în proporții deosebit de mari din avutul statului și chiar pentru luare de mită. De-a lungul anilor, codul penal a fost suplinit cu noi infracțiuni pedepsite cu moarte, de exemplu, violul. În perioada anilor, să zicem, 61, din momentul când a fost adoptat codul penal al Republicii Socialiste Moldovenești, s-a aplicat pentru, mai des, pentru infracțiuni contra vieții, adică pentru omucidere. Mircea Iuga, între anii 1970-1985, a exercitat funcția de judecător și președinte al judecătoriei Hâncești. Din 1985 și până în 1990 a fost judecător la Judecătoria Supremă a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Fost procuror general al Republicii Moldova, fost judecător al Curții Constituționale. Mircea Iuga spune că în perioada activității sale la Judecătorie Supremă a examinat mai multe dosare în care procurorii solicitau pentru inculpați pedeapsa capitală. Magistratul recunoaște că a pronunțat mai multe sentințe de condamnare la moarte și că toate au vizat criminale odioși. Am pronunțat nu puține, că nu-i chestia că să mă laud, undeva e 7. Eu n-am regretat nici atunci, nu regret nici amul. Un judecător care mergea la stabilirea pedepsei capitale, adică pedepsa cu moartea, avea o răspundere colosală. O răspundere colosală atât psihologic, cât și moral, cât și legal. Că trebuia să fie convins nu 100%, dar mii la mii, că această persoană a săvârșit această faptă. Nu numai de ce că, aha, sunt presupuneri, trebuia să fie convins. Fostul judecător își amintește mai multe situații când, deși existau probe concludente care demonstrau vinovăția inculpatului, în forul interior al magistratului se dădea o luptă acerbă între două voci. Una era pentru condamnare și alta contra. Iată unul dintre cazuri. Cum am început procesul, el a început să țipe că mie numai pedeapsă capitală. Dacă nu-mi dați pedeapsă capitală, eu încă o să mai săvârșesc omorul. Eu am avut suspiciuni că ceva e afară de ce că e ucigaș, e ceva nenormal. Chem expertul psihiatric din Chișinău și spun, asta e bravadă sau poate e boală și omul e bolnav și nu poate să răspundă penal. Concluzia medicului psihiatru a fost explicită. Inculpatul nu are probleme de sănătate mentală. Iată ce a urmat. Când s-a citit dispozitivul sentinței că cu tare este condamnat la pedeapsă capitală, pedeapsă cu moartea prin împușcare, știți, erau 12 ostași de aici, de gardă, n-au putut ține. Ca o animală urla, vă zic că a fost o bravadă, toate, cu câteva zile am examinat, bravada asta că dați în pedeapsă capitală, vă zic că el se temea de pedeapsă capitală și considera că el o să influențeze psihologic asupra completului judecată, și dacă el tot cere, n-o să-i dea.
Cert este că sentințele de condamnare la moarte nu erau puse în aplicare imediat. Potrivit lui Iuga, pentru a exclude eventuale erori de judecare, dosarele erau mai întâi verificate la Chișinău de un colegiu din 5 judecători de la Judecătoria Supremă, iar ulterior și la Moscova. În cazul în care nu erau depistate nereguli, iar sentința de condamnare la moarte rămânea în vigoare, dosarul însoțit în mod obligatoriu de cererea de grațiere ajungea la prezidiul Sovietului Suprem al URSS. Abia după ce era refuzată grațierea, se dispunea execuția. De regulă, soarta condamnaților la moarte era decisă în medie în decursul unui an. Eu nu țin minte și fost grațiez din care, din 85, din 84 când am fost eu, nu țin minte și fost grațiez acei care au fost condamnați la pedeapsă capitală. Executarea condamnaților la moarte în Uniunea Sovietică avea loc în izolatoarele de detenție preventivă. De regulă, la execuție asista șeful penitenciarului, procurorul, călăul și medicul. Condamnații erau omorâți prin împușcare în cap. Mircea Iuga spune că persoanele condamnate la moarte în Moldova erau executate în Ucraina, într-o localitate din regiunea Lvov. Tot acolo, în gropi comune, erau înhumate și corpurile neînsuflețite ale celor executați. Se pare însă că, într-o anumită perioadă, execuțiile au fost efectuate și în Moldova. Mai exact, într-un beci de pe teritoriul penitenciarului numărul 13 din Chișinău. La nivel oficial, însă, informația nu se regăsește nici într-un document. Există careva surse care relatează faptul că perioada a fost la începutul anilor 50 până la sfârșitul anilor 50, adică la începutul anilor 60. Ulterior, careva pedepse nu erau executate în cadrul penitenciarului și ține de executare condamnaților pe moarte. După cum vedeți, aici este un perete. Se spune că după acest perete, la o adâncime de 20 de metri, acolo și erau executați deținuții. În arhiva penitenciarului sunt careva dosare a unor persoane care au fost executate. Uh-huh. Însă, adică nu este stipulat în dosar că au fost nemijlocit executat în cadrul penitenciarului 13. În perioada în care condamnații erau executați în penitenciarul numărul 13, ar fi existat cică și un ceremonial special. Persoanele care urmau să fie executate, în ziua când urmau să fie executate, erau escortați la biserică, penitenciarului, unde aveau posibilitate ca să-și spună păcatele, după care, adică, erau nemijlocit duși în subsol și erau executați. Deținutul era, spunem, împușcat, adică executat, după care corpul neînsuflețit era pus pe var nestins, după care se dădea drumul la apă și, adică, în varul acela, corpul neînsuflețit așa și rămânea acolo, adică era predispus descompunerii. Aurelia Cocier activează în cadrul penitenciarului din anul 1984. Femeia spune că a avut ocazia să-l cunoască personal pe cel care avea misiunea de a executa pe deținuții condamnați la moarte. Era undeva din Asia Mijlocie, de prin Uzbekistan sau Samarcand, undeva așa. Spune că domnului a fost la casa de copii, crescut, a trecut războiul și, mă rog, era ordinul de sus. Dacă trebuia să îndeplinească, era și un bărbat, spunem, de o statură mijlocie, o statură, știți, un corp sportiv. Așa, era tot timpul s-ocupa cu fuga, înotul. Călăul ar fi decedat de mai bine de 10 ani. Cam tot atunci s-a luat decizia ca beciul în care ar fi fost executați deținuții să fie folosit pentru păstrarea produselor alimentare. Prima dată noi când am intrat, am adus, spunem așa, niște lumânărele cu iconiță, o leacă de apă, aghiazmă, am stropit și am început a doua zi lucru. Am lăsat prin ungherașă să ardă, era așa o presunțărie.
nu prea plăcută. Nu, noi neștiind atunci cum erau, dar presimțirea era așa, știți, că nu chiar ne simțeam. Vreau să spun și chinologul. Am încercat un cânișor să aducem în pace, cânele care trece. El la ușă s-a oprit cu lăbuțele, absolut nu vrut să intre în beci. Noi atâta ne-am muncit ca să intre în beci, el nici de cum. El foarte mai mare prezumție avea ca noi. Dincolo de superstiții, trebuie să constatăm că nu am reușit să găsim date oficiale despre numărul condamnaților din Moldova care au fost executați fie în Ucraina, fie la Chișinău, în penitenciarul 13. În schimb, am reușit să obținem anumite informații despre numărul sentințelor de condamnare pronunțate la noi. Cert este că datele se referă doar la perioada anilor 1977-1994. Astfel, timp de 17 ani, în Moldova au fost pronunțate 53 de sentințe de condamnare la pedeapsa capitală. Dacă e să facem o analiză a infracțiunilor pentru care judecătorii din Moldova sovietică au emis cel mai des sentințe de condamnare la moarte, majoritatea se referă la omor premeditat, viol în grup sau atentarea la viața unui lucrător al miliției. În Moldova a existat și un caz când pedeapsa capitală a fost aplicată și pentru un alt gen de infracțiuni. Spre exemplu, furt în proporții deosebit de mari din avutul statului. Vorbeam toată Uniunea Sovietică și aducea exemplu Moldovei. Gheorghe Mihălăchioaie, avocat. În anul 1979 a participat în calitate de apărător al unui cetățean ucrainean, învinuit de implicare în dosarul furtului din avutul statului. Se fura spirit de la fabrică de vin. Și era implicat șeful poliției sau miliției pe atunci, economice. Și acest spirit se vindea ca de obicei în Ucraina. Potrivit lui Mihălăchioaie, prejudiciul adus statului de pe urma activității acestei scheme infracționale se estima la 10.000 de ruble. În acest dosar de rezonanță pe acea vreme, procurorul a cerut pedeapsa cu moartea pentru unul dintre liderii grupului infracțional, dar și pentru șeful miliției economice de la Cahul. Era capitan, avea 40 și ceva de ani, avea familie, pentru prima dată se trăgea la răspundere penală. Pare mi se chiar și a recunoscut multe epizoade și a avut un rol pasiv în săvârșirea acestei infracțiuni. Până la urmă, ambii învinuiți au fost condamnați, iar ulterior executați. În mediul judecătoresc a fost chiar o explozie, că, de, când e chestia că pentru omorul la două, trei persoane, unii judecători puteau să stabilească pedeapsă 15 ani, că atunci era maximal 15 ani, dar pentru așa ceva să stabilești pedeapsa cu moartea, cred că era nu justificat în orice caz. Judecătorul care a pronunțat sentința mai apoi, a avansat foarte tare în asta, pentru că de la partid considerau că a procedat destul de bine. Fostul judecător Victor Pușcaș, cel care a pronunțat această sentință controversată, nu a dorit să discute cu noi la acest subiect. De altfel, dintre toți judecătorii care au pronunțat sentințe de condamnare în perioada sovietică și care mai sunt în viață, unicul care a acceptat să vorbească cu noi a fost magistratul Mircea Iuga. După pronunțarea sentinței, minimum două luni erai în derută completă. Nu retrăiele, dacă drept, dacă n-am făcut o greșeală, dacă drept s-a aplicat această pedeapsă. Era o responsabilitate extrem de mare. Deși în Uniunea Sovietică de după anii 60 existau mai multe așa numite filtre pentru identificarea unor eventuale erori judiciare în cazul sentințelor de condamnare la moarte, la fel ca și în alte state care practică această pedeapsă, aici unii oameni inocenți au plătit cu viața în locul altora. În prezent nu dispunem de date care ar demonstra că asemenea cazuri au existat și în Moldova Sovietică. Cert este că cel puțin un moldovean ar fi fost victima erorilor ireparabile ale justiției sovietice. Potrivit avocatului Mihălăchioaie, la mijlocul anilor 80, moldoveanul ar fi fost executat alături de alte persoane în Belarus. Acolo, ei au fost condamnați pentru organizarea unui omor. Lucrătorii noștri din
cum se spunea atunci, din securitatea cea sovietică, și ai noștri au descoperit că nu cei condamnați și cei care au fost de cum executați, pedeapsă capitală, au săvârșit această infracțiune. Și lucrătorii noștri au fost premiați de către conducerea Uniunii Sovietice, fiindcă acolo au fost foarte mulți, peste 20, îmi pare că, judecați, dintre care 7-8 au fost la pedeapsă această capitală. Ultima sentință de condamnare la moarte a fost pronunțată pe teritoriul controlat de autoritățile de la Chișinău la începutul anului 1994. Asta deși din anul 1990 aceste sentințe nu se mai executau. Unul dintre cei care a fost condamnat la moarte, dar a scăpat cu viață, este și Grigore. Судили вообще это было в 89 году, ещё когда был Советский Союз, Горбачёв и так далее. Дали расстрел в 90 году. В 90 году, когда нам давали расстрел, нас же держали в Кишинёве, пенсар 13. Тогда месяц буквально до этого последний человек, который забрали на исполнение. И всё, после этого никогда. Я не видел и не просто я слышал, что месяц до нас забрали на исполнение на Львов. În anul 1996, pedeapsa capitală la care a fost condamnat Grigore a fost comutată în detențiune pe viață. Până acum, el a petrecut în închisoare 26 de ani. Grigore spune că deseori meditează asupra faptului ce anume l-a salvat de glonțul călăului. Тоже одно и везение, а то, что у меня есть немножко другое понимание. Я верующий человек, значит, так мне дано от Бога. Если не расстреляли, значит, мне повезло. Потому что я не совершил такое суровое наказание, это преступление, чтобы меня так сурово наказали. În prezent, cea mai dură pedeapsă aplicată în Republica Moldova este detențiunea pe viață. Pedeapsa cu moartea a fost abolită definitiv în Moldova în anul 2006. Cu toate acestea, în raioanele de est a țării, controlate de autoproclamatele autorități de la Tiraspol, pedeapsa capitală este menținută. Oficial, unica țară din Europa în care există pedeapsa cu moartea este Belarus.